Noi am avut înțelegerea cu MGRES pentru luna, inclusiv pentru luna februarie-martie. Colegii de la Energocom sunt în discuție cu MGRES pentru a semna contract pentru luna februarie. Când va fi semnat, vom anunța. Noi cumpărăm energie electrică pentru echilibrarea sistemului, o cantitate foarte mică, ținând cont că avem noi reguli de piață pe domeniul electroenergetic și atunci suntem obligați că altfel nu funcționează. Se cumpără de pe piață și în funcție de situația pieței în fiecare zi. Această energie de echilibrare se cumpără zilnic.